Siguranță că personalitatea domniei sale vă este pe deplin cunoscută, sunt absolut sigur de acest lucru și voi face un foarte scurt rezumat asupra acestei personalități a domnului Popescu. Cristian Dodoro Popescu este de formație inginer, a absolvit în anul 1981 Facultatea de Automatică și Calculatoare din București. După 1981 s-a remarcat ca scriitor și jurnalist. El este apreciat de fanii literaturii science fiction, dar și ai prozei realiste, comentator pătimaș al Times-ului și un cinefil pasionat. A scris 18 cărți, dintre care cea mai recentă, Dumnezeu nu e mort, interceptări, note informative, a fost bestsellerul editurii Polyrom la Bookfest 2022. Are un doctorat în cinematografie, cu o teză pe tema propagandei și manipulării în filmul românesc. Din anul 1991 este angajat, în anul 1991 este angajat al cotidianului Adevărul, ca redactor șef adjunct 1991-1996 și apoi ca redactor șef 1996-2005. În 2003 a fost ales președinte al Clubului Român de Presă, demisionând din această funcție în noiembrie 2006, pe motivul, citez, mercenarilor din presa românească. Încheie citatul. În anul 2005 demisionează de la cotidianul Adevărul, alături de alți 81 de jurnaliști și împreună cu Mircea Dinescu fondează ziarul Gândul. A avut numeroase apariții TV, fiind invitat permanent în emisiuni precum Cap și Pajură, împreună cu Emil Hurezeanu, Cine te prind, Pride, în calitate de cinefil sau comentator politic în emisiunea Cap Limpede la Digi24. Este deținător al Premiului European pentru Jurnalism al Fundației Zeit Stiftung în anul 2002 și a fost distins cu Premiul Ordine dei Giornalisti în mâna de președintele Italiei, Carlo Azeglio Ciampi, în decembrie 2004. Domnule Popescu, vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. Suntem onorați și cu siguranță că ziua de astăzi și conferința noastră va rămâne unul din reperele activității din Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, nu numai în domeniul specific pregătirii noastre, didactic și științific. Vă rog! Ascultându-l pe domnul rector Scripcaru, am avut o senzație așa de autopsie, dacă nu chiar de necrolog, parcă se vorbea despre cineva care nu mai există. Am venit la dumneavoastră aici, mulțumită invitației domnului rector, altfel n-aș fi fost aici, dânsul a dorit să vin. M-a bucurat mult această invitație pentru că este vorba de Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Dacă ar fi fost, de pildă, o invitație din partea Facultății de Drept din Iași, nu călcam pe acolo. Eu sunt un perfecționist, frizând obsesia, ca să nu zic demența. Vreau, întotdeauna am vrut ca ceea ce fac, ceea ce scriu, pentru că eu sunt înainte de toate și rămân scriitor. Asta cu televiziunea, cu video și așa mai departe, astea mi-au fost impuse de viață, de
viața profesională, în gazetărie, nu puteai să eviți tunul ăsta mediatic care era televiziunea, dar mie nu-mi place televiziunea, nu mi-a plăcut niciodată, eu sunt scriitor. Și în calitate de scriitor am fost obsedat întotdeauna ca ceea ce fac să fie sub controlul meu și să fie perfect până la ultimul semn de punctuație, ceea ce mă făcea de pildă să mă duc acum mai bine de un sfert de veac, să mă duc în tipografie și să șpăguiesc un paginator, paginatorul fiind atunci un om într-o salopetă soioasă, murdară, care îmi dădea cu ciocanul într-o daltă ca să scoată o virgulă. Pagina cântărea 10 de kilograme, era vorba de plumb și zinc, ceva de neimaginat acum când este numai, când e vorba numai de pixeli. Nu mai e vorba nici măcar de pix, acum e vorba de pixeli. E, atunci gazetăria era o meserie grea, de 10 de kilograme. Și având în vedere obsesia asta mea pentru perfecțiune, m-am gândit de multe ori la meseria dumneavoastră. Ce ar fi fost dacă aș fi fost medic? Nu știu, cred că ajungeam la Balamuc. De ce? Pentru că mi se pare meseria cu cea mai mare presiune a responsabilității din câte cunosc eu. Dacă greșești ceva într-un articol, într-o frază, într-o carte, în ceea ce spui, sigur că asta are consecințe. Uneori, cuvintele scrise sau rostite pot fi la fel de periculoase, dacă nu mai periculoase decât gloanțele. Dar acest efect nu se vede imediat. El apare în timp. În schimb, la dumneavoastră, dacă ai greșit și mă trec fiorii și în clipa în care vă spun asta, dacă aș fi în situația noastră, ai greșit ceva, asta se poate solda cu moartea unui om. Nu știu cum aș fi reușit să fac față unui asemenea stres ca acela în care trăiți dumneavoastră, medici și viitori medici. Sunt curios, am venit, un alt motiv pentru care am venit aici este că nu vreau doar să vă spun eu niște lucruri, cu toate că sunt ținut a ține o conferință aici, vreau să aud de la dumneavoastră, vreau și eu să primesc ceva, sunt curios să văd cum gândiți. De aceea e trecut în program, o oră e trecută în program pentru conferință. O să o scurtez, nu o să vorbesc, nu o să citesc, pentru că mi-am pregătit niște materiale, mai mult de 40 de minute. Pentru că vreau să avem mai mult timp pentru a vorbi. Ați văzut pe afișul, poate ați văzut, poate nu, e un afiș, nu știu dacă e pe aici. Ai, în spatele meu? Da. Pe afiș scria că numitul Popescu o să vorbească despre diagnosticul, nu? E trecut acolo diagnosticul? Nu e. Pe afișul pe care l-am văzut eu, e trecut cuvântul diagnostic. Deci, despre diagnosticul, Dumnezeu nu e mort. E și ăsta un diagnostic, nu? M-am gândit totuși că nu pot eu să vă spun dumneavoastră niște diagnostice. Dumneavoastră sunteți medici, nu eu. Eu ce pot să fac? Pot să fac niște fișe clinice, niște foi de observație în care să fac simptomatologie. Deci eu o să descriu aici niște simptome, o să le observ, o să le descriu în astfel de fișe. Deci sunt, ce o să citesc, sunt niște texte cu caracter medical, le-am gândit așa, le-am ales. Însă diagnosticele le veți spune dumneavoastră, nu eu. Așa m-am gândit că e mai normal. Și acum o să
dau citire acestor texte. Ele sunt în număr de 5. 5 foi de observație venind din diverse direcții. Să le pun în ordine. Haideți, nu stați în picioare, vă rog. Nu se poate să stați în picioare, trebuie să mai fie loc. Nu mai e niciun loc. Veniți aici, vă rog, aveți două scaune. Dom'le, nu stați, dom'le, veniți aici. Veniți lângă mine. Va fi vorba și de Dumnezeu, așa cum am promis pe afiș. Spuneam că mai important decât ritualul și regulile religioase este să faci binele. Că un preot, în loc să stea mineralizat în odăjdii, în biserică, ar face bine să se ducă în locurile cele mai năpăstuite, unde le e greu oamenilor și să încerce a le fi de ajutor. Dacă pentru unii nu e asta suficient de clar, să vedem ce spune însuși Iisus. Flămânzi aflați pe câmp, ucenicii lui au rupt spice de grâu în ziua de sabat și le-au mâncat. Când fariseii i-au atras atenția că religia nu îngăduie așa ceva, Iisus a spus, Matei 12:3, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților. Dar eu vă spun că aici e unul mai mare decât templul. Preoții nu trec înaintea celor ce suferă de foame. Protocolul religios nu trebuie să stea peste capul oamenilor ca o lespede. Câmpia cu holda de grâu sub cer e mai cuprinzătoare de Dumnezeu decât biserica. Hristos întărește această judecată în versetele următoare, Matei 12:9. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Fac o paranteză aici. Am observat simptomul șocului la niște oameni obișnuiți când le spuneam că Iisus a fost evreu, evreu practicant de sinagogă circumcis, potrivit lui Matei. Înregistram de multe ori cu tremurare din partea credinciosului respectiv, care nu conștientiza aceste lucruri trecute în Sfânta Scriptură. A intrat în sinagogă și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat, este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns, cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia, întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Suferința omenească nu trebuie să te lase nepăsător. Dacă poți să vindeci, fă-o oricând, oriunde și asupra oricui. Iisus nu doar calcă sabatul bisericesc, dar el nici nu-l întreabă pe bolnav cum de a ajuns să aibă mâna uscată. Nu-l întreabă nici dacă crede în puterea vindecătoare a lui Dumnezeu manifestată prin el, Hristosul. Căci omul se putea să fi făcut cu mâna aceea un păcat greu. Și aceasta să-i fi fost pedeapsa de sus pentru că el nu și-a tăiat-o și nu a aruncat-o departe de el, cum spune Iisus, Matei 5:30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să-ți piară
doar unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Întreb, oare un adolescent care se masturbează și îl bine pătrunde învățătura lui Hristos poate ajunge să-și taie mâna într-un moment de exaltare creștină? Iisus procedează ca un medic supus jurământului hipocratic în forma declarației de la Geneva, 1948. Niciun considerent legat de vârstă, boală sau handicap, credință, etnie, sex, naționalitate, afiliere politică, statut social, orientare sexuală sau orice alt factor nu trebuie să intervină între datoria mea și pacient. Fie cel beteag, un tâlhar, un înșelător, un ucigaș, Iisus îl vindecă pentru că el poate, ne ținând seama nici de sâmbăta Domnului, pentru că Domnul sâmbetei este Fiul omului. Dar nu întotdeauna Mântuitorul face astfel. Când o femeie canaaneancă, adică feniciană, de altă rasă și religie decât evreii, îl roagă să-i exorcizeze fiica ținută de diavol, Iisus inițial refuză. Matei 15:24. Drept răspuns, el i-a zis, nu sunt trimis decât la cele pierdute, decât la oile pierdute ale lui Israel. Când femeia insistă, Hristos îi dă o pildă jignitoare. Matei 15:26. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Care va să zică copiii lui Iisus sunt evrei, iar căței alte neamuri. În disperare de cauză, feniciana își strigă supunerea și credința față de religia lui Iisus. Matei 15:27. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă părămiturile care cad de la masa stăpânilor. Deci, eu, sirofeniciana politeistă, mă declar cățeaua stăpânilor mei evrei în frunte cu tine, Doamne, unul. Numai în aceste condiții de convertire forțată și umilință, Iisus îi eliberează fata de diavol. Iar pe cei doi orbi care vin la el implorându-l să le redea vederea, Iisus îi testează mai întâi la credință. Matei 9:28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot face eu lucrul acesta? Da, Doamne, credem, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-se după credința voastră. Încă un act medical condiționat, încălcare a jurământului hipocratic. Mai mult decât atât, fiul omului poate fi și doctorul care îmbolnăvește. Poate să refuze vindecarea, ba chiar și să nenorocească o ființă vie pe veci, în modul cel mai nedrept. Matei 21:18. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, lui Iisus i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și i-a zis, de acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii care au văzut acest lucru s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Vă rog să observați că niciunul dintre ucenici nu-l întreabă de ce a pedepsit acea ființă vie. Care era vina ei? În schimb, sunt curioși să știe cum Dumnezeu s-a săvârșit minunea uscării rapide. Ce vină are smochinul? Un pom din grădina lui Dumnezeu că nu mai poartă roade. Poate că au fost culese toate de alți flămânzi. Veniți înaintea lui Iisus, căci e pom de lângă drum al tuturor.
Poate că niște dăunători l-au lăsat sterp. Poate nu era vremea smochinelor. Atunci, a coacerilor. Și Iisus îl condamnă pentru că este sterp spre revelația admirativă a ucenicilor să rămână așa pentru totdeauna. Mântuitorul face ca unul care dă cu biciul în calul bolnav. Pe omul cu brațul uscat, Iisus l-a tămăduit, deși poate că era un ticălos. Iar pe smochin, care nu putea avea niciun păcat, l-a uscat. Aici nu cred că religia poate să producă alt răspuns decât Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. A doua fișe de observații clinică. Ion Antonescu, 56 de ani, șoferul la ambulanța specială cu scule de peste 100.000 de euro pe ea, a ieșit în tură. Dar însă el nu se duce acasă, că n-are la cine să se ducă, stă singur într-un bloc din Ghencea. A avut un mârtan, îl chema Găvozdea, și a murit, că a căzut de la balcon și i s-a rupt ficatul. Atunci Ion Antonescu nu se duce acasă, stă și bea cu sora Sidonia, care e cea mai bătrână din spital, adică nu e niciuna mai bătrână ca ea, care e și la pensie, dar mai lucrează. Adică Ion Antonescu bea și Sidora și sora Sidonia nu bea, ea vorbește. Zice de bărbații ei că a avut trei. Îl înjură pe doctorul Berchea și guvernul care îi dă pensie mică, adică de ce îi dă ei pensie mică și la polițiști le dă logane de 50.000 de euro. Ion Antonescu bea Matrafox Costadoro, un strop de eleganță în viața ta. Cam la jumătate oră îi toarnă și la sora Sidonia, care are două păhăruțe. Bea Costadoro cu păhăruțe. Îi zice, hai noroc și sănătate, și ciocnește păhăruțul sora Sidonia. Pe urmă ea nu bea. De 5 ani de zile, de când stă noaptea cu Ion Antonescu, n-a băut niciodată. Și bea el și paharul ei. Dar nici Ion Antonescu nu vorbește, zice, decât lui hai noroc și sănătate. Odată îi curgea niște lacrimi cât boaba de strugure. Întotdeauna pe la trei, pe șoferul de la ambulanța specială, Ion Antonescu îl ia capul. Dă cu pumnul în masă, se ridică în picioare și iese în curtea dând dos de la spital. Se proptește în față cu zidul la morgă și strigă cât poate. Gardă valiniați! Gardă dreipți! Gardă la ochi! Foc! 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 Salută cu mâna la chipiu, strigă, români, vă ordon, treceți prutul! Și cade secerat cu mâna la piept. Stă 2-3 minute întins pe asfalt, mai vine câteodată câinele pușcărie să-l miroase, pe urmă se ridică și comandă iar, gardă valinieți, gardă dreiți, ochi, foc! Nu strigă întotdeauna români, vă ordon, treceți prutul. Mai strigă și trăiască România, dar mai rar. Când cade împușcat a patra, a cincea oară nu se mai ridică. Vine sora Sidonia cu careva și îl cară înăuntru. Odată s-a împușcat și s-a sculat de 11 ori. Dar după 3 sticle de Costadoro, un strop de eleganță în viața ta. Și era și frig. A stat 4 ore în reanimare până l-a pus doctorul Berchea pe picioare. 1 decembrie, ora 7:15. Șoferul Ion Antonescu intră în garaj cu un miros de ars în nas. Deschide ușa din spatele la ambulanță și îl dă jos o buvnitură de fum și vâlvătaie. Foc! 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 Strigă Ion Antonescu cât îl țin bojocii. Românii, nu mai trece prutul. Doctorul Berchea își mai pune niște cafea și zice lui sora Sidonia, ia uzi-l, mai are gloanțe și dimineața. Nu s-a împușcat destul azi noapte. Și nici trăscrâu, credeam că nu mai are. Strop. Un strop de eleganță în viața ta. Aceasta a fost a doua fișă clinică. A treia. Nenumărate sunt cuvintele lipite pe numele lui Borges în deceniile care au trecut de când Roger Caillois a înfățișat inteligenței franceze un bătrân sfielnic și ciudat pe cale să orbească.
Ernesto Sabato a proiectat asupra compatriotului său un jet de adjective: arbitrar, genial, duios, meticulos, debil, uriaș, triumfător, temerar, copilăros, nemuritor și, înainte de toate, mare poet. Ramon Gomez de la Serna și-l amintește înnegurat, docil, îndepărtat, lansând doar din când în când câte o poezie ca o pasăre exotică și elegantă. Marin Preda al nostru îl numește acel bizar scriitor idealist reacționar. Ceea ce nu împiedică pe mulți să-l considere pe argentin maestrul narațiunii fantastice. În ultimele zile anului trecut însă cineva a rostit despre Jorge Luis Borges o vorbă care face să se zbârcească și să tremure epitetele exegeților ca un maldăr de frunze în foc. Sărăcuțul. Potrivit unei știri din revista Loft, care apare în Miami, așa l-a pomenit cu duioșie servitoarea lui, Epifania Uveda de Robledo, care face la atâția ani după moartea stăpânului dezvăluiri care va să zică de senzație. Epifania afirmă despre Borges că a fost îndrăgostit năprasnic și platonic la 17 ani de o anume Stella Canto și că nu a avut în toată lunga sa viață relații sexuale cu vreo femeie. A murit virgin, spune Fanny Robledo și adaugă aproape matern: pobrecito, sărăcuțul. Orice mare creator își are șoferul, servitoarea, doctorul, soția, concubina, confratele, care face dezvăluiri după moartea lui sau uneori chiar în timpul vieții. Nu știu dacă a apucat să-i o spună lui Borges, dar dragului și îndepărtatului său tânăr din Abadon exterminator, Sabato îi scria trist: ți-ai pierdut încrederea în tine pentru că nu știu cine ți-a spus nu știu ce. Dar acest prieten sau cunoscut, cât de înșelător este cuvântul acesta, e prea aproape de tine pentru a te putea judeca, simțindu-se înclinat să creadă că, dacă mănânci precum o face el, îți este egal. Sau desconsiderându-te, cum se pare că o face, într-un fel se crede superior. Este o purtare ușor de înțeles. Dacă cineva stă la masă cu o persoană care a escaladat Himalaya, observând modul nepotrivit în care ține cuțitul, e tentat să îi se considere egal sau superior, uitând sau încercând să uite că ceea ce contează la această judecată este Himalaya, nu cuțitul. Un mediocru poate să simtă că există pentru câteva clipe, încercând să stropească genunchii unui geniu cu noroiul minții lui. Servitoarea lui Borges nu e cu siguranță un Salieri. E mai degrabă o reprezentantă a sfintei simplități, care n-a citit sau n-a priceput o iotă din Borges în cei 40 de ani cât l-a slujit. Dar ce cutremurare de plăcere trebuie să fi procurat ea mediocrilor acestei lumi. Toți cei striviți până acum de geometria supraumană, de monocristal decupat cu laserul, de vasta noblețe a textului borgesian atins de răceala perfecțiunii, vor fi izbucnit cu ziarul în mână. Ai văzut, domnule? Borges ăsta nu regula. În fine, o explicație pentru apariția geniului, la fel de bună ca un accident biologic, un mutant. Cu tare, povestirea lui Borges nu mai e produsul extraordinarei sale forțe imaginative, ci al frustrărilor resimțite din pricina absenței sexului. Nu mai e un rezultat al spiritului, care poate umili. Normalitatea mediocrului se simte astfel pusă în valoare. El care are 5-6 amante și publică în 5-6 reviste texte care ridică o singură întrebare celui care le citește: de ce nu s-a dus autorul să reguleze în loc să scrie? Ar putea acum să recomande cu un vag surâs disprețuitor o metodă nouă de lectură a textelor borgesiene. Nu mai citești singur și în tăcere. Pui o femeie să ți le citească cu glas tare, așezată pe coate și genunchi, în vreme ce tu o posezi viguros în poziția aceea a animalului shakespearian cu două spinări. Gemetele respective inserate în fraza borgesiană vor furniza textului ceea ce îi lipsește. Din păcate însă, pentru mediocru, o asemenea batjocură nu poate fi imaginată de un mediocru. Dincolo de această treaptă joasă de eco a cuvântului servitoarei Fanii,
care ar putea fi borhesian vorbind și o neadevărată minciună, el reverberează puternic în opera rigurosului fantast. Fraza care declanșează scenariul metafizic al splendidei Clon ugbar orbis tertius, datorată de Borges conjuncției dintre o oglindă și o enciclopedie, așa a început pentru mine gândul că aș putea fi scriitor. Când am citit această primă frază din Clon ugbar orbis tertius în Borges, în volumul Moartea și Busola, cred că aveam 12 ani. Și acolo spunea așa, datorez această povestire conjuncției dintre o oglindă și adâncul unui coridor ce începea să mă neliniștească. Deci, ritmul interior al acestei fraze m-a năucit. Mi-am dat seama ce se poate, adică mi-am dat seama de nimic la 12 ani. Am simțit ce se poate face cu cuvintele. Conjuncției dintre o oglindă și o enciclopedie este fraza: oglinzile și paternitatea sunt abominabile pentru că multiplică ființele omenești. În ruinurile circulare, un om creează un altul visându-l în integritatea lui minuțioasă, de la unghiile picioarelor până la ultimul fir de păr din cap, trecând prin inima visată, vie caldă, tainică, de mărimea unui pumn și de culoare roșiatică în penumbra unei siluete umane, fără chip și fără sex. Fiul născut din mintea tatălui îi trezește acestuia sentimente paterne, abia acum justificate. Pe oricare tatăl preocupă copiii pe care i-a procreat sau pe cei pe care i-a îngăduit, dintr-o simplă confuzie sau fericire. Era natural ca magul să se teamă pentru viitorul acelui fiu gândit, bucată cu bucată și trăsătură cu trăsătură, într-o mie și una de nopți secrete. Două sunt întrebările pe care mi le naște în minte conjuncția dintre servitoare și Borges. Cum ar arăta societatea omenească dacă conceperea unui copil nu ar fi propulsată de plăcere fizică, ci dimpotrivă? Actul ar necesita un efort psihic uriaș, însoțit de durere atroce, atât pentru femeie cât și pentru bărbat. În ce măsură un om care n-a procreat biologic poate avea fii și fiice? Arhitectul șef al acestei lumi, sau mă rog, inginerul șef, în niciun caz filozoful șef, căci dacă Dumnezeu ar fi fost așa ceva la bază, universul ar fi rămas în stare de proiect speculativ, a prevăzut bulionul uman cu un mecanism de multiplicare pe care îl poate utiliza și o pereche de oligofreni. De mii de ani, sexualitatea umană face obiectul unei colosale mistificări, fiind inclusă în ceea ce se cheamă iubire. Folosesc acest termen și nu dragoste, întrucât se poate spune a face dragoste, dar nu și a face iubire. Iubirea e protejată față de sex. Dragostea suportă verbul a face. Iubirii se poate alătura doar a fi sau a nu fi sub semnul ontologicului pur. Mă întreb câte ființe omenești realizează ce umilință înseamnă sexul. Spune-i cuiva că e manipulat, că e doar o păpușă trasă de sfori și o să sară în sus de furie. În schimb, faptul că are înfipte în structura intimă încă înainte de a se naște niște subrutine imposibil de controlat, care se declanșează automat, libido, erecție, orgasm, nu-l deranjează. Dimpotrivă, îl încântă. Cineva vrea să te înmulțești, te-a programat pentru asta, într-un scop care îți va rămâne veșnic necunoscut. Ești ca un animal dresat care își face numărul fără să înțeleagă nimic și își primește bucățica de zahăr. Dar omul e mai mult decât un animal, prin urmare, nu se mulțumește să-și ronțăie plăcerea în tăcere. El înalță ode în perecherii, o proslăvește, o poetizează, o dramatizează. De ce ar face asta cu aparatul reproducător? Cu organele genitale? Nu și cu celelalte organe? E de neînțeles formal, logic vorbind. Lipsesc poemele închinate trăirilor pe care le dă învecinatul aparat urinar, elegiile hepatice, teatrul pulmonar.
E uimitor cum oamenii inteligenți nu realizează ceea ce Borges formula în una dintre travestitele sale note de subsol. Toți oamenii, în vertiginosul moment al orgasmului, sunt același om. Drumul spre orgasm înseamnă tocmai suprimarea spiritului și eliberarea instinctului primar. Tot ceea ce reprezinți în planul ființării, cultură, morală, sensibilitate, inteligență, se șterge și nu rămâne decât privirea goală a plăcerii, egală cu cea a unui borfaș, ucigaș, cretin, lichea, gorilă. Priviți fața unei ființe umane în orgasm, nu seamănă cu cele ale pământenilor locuiți de extraterestri invadatori din filmele SF proaste? Nu vreau să spun prin toate acestea că nu există iubire. Numai că ea nu e posibilă decât dincolo și dincoace de sex. Casanova a ajuns în amurgul vieții după o traversare grea, dincolo, dincoace de sex. Borges a rămas, potrivit servitoarei sale, toată viața dincolo de sex. Iată doi bărbați care au în comun altceva decât orgasmul atot stăpânitor. A patra. Dacă reține imaginea unui om, istoria o face decapitându-l sau cel mult secționându-l bust. Rar apare corpul întreg, mai cu seamă în cazul statuilor și mult stilizat. Partea esențială și transmisibilă posterității a ființei umane este considerată a fi capul, pentru că este partea corpului cu cele mai multe elemente de identificare și sediul gândirii. Mintea umană are însă tendința de a trata corpul aferent ca pe un sclav. Îl supune la solicitări împinse la limita rezistenței acestuia, îl biciuiește, ajunge să-l distrugă, de parcă ar putea fi înlocuit cu unul nou, ca un sclav cumpărat. În viitor, dacă îl mai apucăm, transplantul de corp pe un cap va fi probabil realizat. Chirurgul Robert White a reușit în anii 70 prima astfel de operație pe maimuță, grefând un cap de macac rezus pe un trup descăpățânat de macac rezus. Rezultatul a supraviețuit 8 zile cu refacerea mirosului, gustului și a unor funcții neuromotorii. Recent, un colectiv de medici a redactat un protocol operator pentru transplantul de corp sau de cap la oameni. Practic s-a realizat o anastomoză cefalosomatică pe un cadavru. Dacă azi avem o mafie a traficului de organe umane sau de ființe umane integrale, ne putem închipui apariția traficului de trupuri. Inși cu bani mulți, atinși de o afecțiune invalidantă, terminală sau de bătrânețe, își vor procura trupuri proaspete, operațiile la negru fiind făcute așa cum chirurgii esteticieni schimbă acum fețele urmăriților general. Un viitor atrăgător pentru unii. Din nefericire însă, sau din fericire, trupul rob al voinței omului e o iluzie de mari proporții. Peste 99% din ceea ce se întâmplă cu organismul uman nu se află sub controlul persoanei. Nu putem da ordine ficatului, rinichilor, plămânilor, inimii, niciunui organ sau țesut. Nu conștientizăm funcționarea lor decât când devine defectuoasă. Nu suntem nici stăpânii părții de corp numită creier. Nu putem stopa procesul continuu al gândurilor, nu ne putem aminti ce vrem și când vrem, nu controlăm libidoul, foamea, durerea, somnul. Mi-l amintesc pe extraordinarul poet Cristian Popescu, lovit încă din adolescență de o boală psihică gravă, care până la urmă l-a ucis, cum mă prevenea: Barosane, vezi că în curând o să-ți spun că sunt Iisus Hristos. Oftam și îl întrebam: bine, Cristi, dar dacă știi asta, dacă ești conștient de asta, nu poți să te împiedici să o faci? Se uita în gol cu ochii lui imenși, apoi și-a smuls cu un gest violent o căciulă sau o cască imaginară de pe cap. Nu pot, Barosane, încerc, dar nu-mi dă drumul. Creierul e o bilă pe muchie de cuțit, mereu un echilibru metastabil.
poate să te ajute într-o situație dificilă să constați că ai luat decizia bună fără să poți spune exact de ce. Sau poate să te împingă să spui și să faci lucruri despre care te întrebi apoi cum a fost posibil. Parcă n-ai fi fost tu, ci altcineva. Ca să nu mai vorbim de hormonii, enzimele, vitaminele, oligoelementele, bacteriile, de toate cele peste 30 de trilioane de celule din care e compus un organism uman mediu, care își văd de treaba lor, fără noi. Corpul omenesc este un colosal conglomerat de sisteme automate interconectate. Cea mai mare parte din ființarea noastră se desfășoară pe pilot automat. Nu putem interveni decât stricându-l, introducând în el o grămadă de substanțe, care de care mai nocive, și pe urmă alte substanțe, și acestea cu efecte nocive, secundare, cu care încercăm să-l reparăm. Dacă vrei să fii autoritar cu sclavul tău, să simți că ficatul face ce-i spui tu, n-ai decât să bagi în el alcool, zahăr și grăsime cât cuprinde și o să-l vezi cum se umflă la comanda ta ca un cimpoi. Acum ai controlul. Și mai greu de conștientizat și de acceptat este că sclavul biped și biman îți poate influența considerabil psihicul. Nu s-a studiat îndeajuns cum modifică bolile corpului felul de a gândi. Mi se pare neglijat sistematic faptul că nu gândim numai cu creierul. Întreg organismul contribuie la apariția unor gânduri și nu a altora. De pildă, colecțiile de gânduri omenești numite religii par a se ocupa cu metafizicul, cu transcendența, cu etericul, pe scurt, cu acorporalul. Or, la o a doua vedere, nu e deloc așa. După moartea sa biologică, Iisus nu reapare în lume sub forma unei lumini strălucitoare, a unei fantome majestuoase, a unui corp eteric desprins de cele lumești, așa cum logic ar fi cazul, de vreme ce s-a urcat la ceruri. Învierea ni-l arată ca pe un mort viu, un zombi, un strigoi, cu toate rănile pricinuite de cazne și crucificare pe trup, pe care le solicita necredinciosul Toma. Episodul acesta din Evanghelia după Ioan stă la originile venerării moaștelor, deoarece creștinii au nevoie să pipăie sau măcar să vadă bucăți de corp uman mumificate ca să creadă în nemurire. Religia din care s-a desprins creștinismul, mozaismul, are și ea nevoie de corp. Pentru înmormântare, cadavrul evreului trebuie să fie întreg. De aceea, în perioadele de recrudescență a detonărilor sinucigașe în Ierusalim, evreii se duc la piață, având asupra lor o sacoșă în plus, specială, în care să le fie adunate cu grijă rămășițele sfârtecate, în caz că. Autopsiile nu sunt permise, cu excepția câtorva situații prevăzute de lege. Cea de-a treia religie abrahamică, islamul, promite un paradis sub forma unei grătini etern verzi și umbroase, în care curg râuri nesfârșite de lapte, miere și vin. Când am citit prima dată în Coran asta, da. Deși vinul e haram, interzis de Coran pe această lume, este halal, permis pe cealaltă. Unde? Pe cealaltă e alb, netoxic, delicios și nu produce mahmureală chiar dacă te îmbeți ca un porc. Cu porcul e la fel. Sfânta Scriptură musulmană îi oprește pe credincioșii vii să mănânce carne de porc, în vreme ce acelora ajungi în rai, li se îngăduie să comande orice carne doresc și li se va servi. Dar facilitatea supremă pe care Allah o oferă supușilor săi decedați într-o credință constă în 72 de tinere, mai mult sau mai puțin virgine, dar sigur cu ochi frumoși, așa scrie la Sfânta Scriptură, pentru delectarea trupului nemuritor al fiecărui mascul meritos. O credință cât se poate de îndepărtată de islam, atât geografic cât și etnolingvistic, cea a vikingilor, are în comun același tip de rai. Războinicilor morți vitejește le este rezervat o sală specială, Valhalla,
în care dis de dimineață înarmați până în dinți se încaieră, fiind iarăși uciși până la unul. Apoi, la micul dejun, învie toți. Li se vindecă rănile, se pun la loc membrele și capetele secționate, după care urmează un chiolhan scăzut pe bază de carne de mistreț sacru și de băut miet cât cuprinde. Noaptea, ca la musulmani, vin peste ei fecioare frumoase, de care vitejii se bucură până în zori, când o iau de la capăt. Chiar și hinduismul cuprinde o parte de filozofie și practică medicală, Ayurveda, considerată parte a acestei religii în care nu numai spiritul, dar și trupul poate fi mântuit. Nu s-a închegat de-a lungul veacurilor nicio religie care să renunțe la corpul omenesc cu dorințele lui. Am uitat să spun un lucru important aici. Religia ortodoxă din România nu permite ardere. Nu permite. Deci corpul trebuie să fie întreg pentru a fi îngropat. Adică, nu, deci spui că sufletul e nemuritor, da? Spui că sufletul, că corpul este doar o locuință vremelnică a sufletului, da? Care după aceea se va duce să se să fie întru Domnul și după aia îmi spui că ai nevoie de corp. Păi cum ai nevoie de corp? Păi sufletul e nemuritor. Deci ce contează dacă corpul arde sau putrezește mâncat de vierme? Sigur că nemurirea sufletului e ceva frumos, dar fără un șpriț și pe lumea cealaltă parcă n-are rost. Despre erorile, prostiile și blocajele, unele insurmontabile generate de corp în gândirea științifică, altă dată. Și ultima. V-aș ruga aici să vă legați centurile de siguranță, să trageți aer adânc în piept. Țineți-vă firea, da? Bine. Nu e lungă. E vorba despre tehnologie. Trăim vremuri de extraordinar avânt al științei și tehnicii. Interacțiunea om-tehnologie capătă noi valențe. O tailandeză s-a prezentat la doctor cu un telefon mobil băgat în popou. Obiectul miniaturizat și supraperformant ajunsese adânc în intestinul gros cu ocazia unei partide de sex dezlănțuite. Indivizii mai primitivi se pot gândi la utilizarea modului de alertă prin vibrații al telefonului pentru producerea de plăceri locale. Rafinații și imaginează însă senzațiile zguduitoare, spasmele ucigător de dulci pe care le poate trezi un te iubesc șoptit nu lângă urechea sau buzele iubitei, ci direct în rect, grație serviciilor prompte la orice oră din zi și din noapte, comunique sau telepath. Ce puternică încărcătură afectivă, ce mănunchi de apropouri amețitoare va însemna un mobil cadou de ziua ei. E de mirare cum de nu s-a dezvoltat până acum o videoindustrie erotică bazată pe microcamere de luat vederi. Ele sunt folosite doar în explorări de medicină internă. Încă nu s-a gândit nimeni cât de excitant ar putea fi imaginea ovarelor sau tromperor unei gagici, ar face mult mai multă vâlvă decât vulva. O viziune internă, tridimensională, color, a vaginului Arianei Grande pe coperta Playboy. Pasul următor, să gândim dinamic, multiplex. O cameră pastilă în vârful prezervativului, care să ofere în timpul amorului imaginea de pulsațiilor interne feminine accesabile pe ecranul telefonului mobil. Există și persoane delicate care adoră iubirea romantică, pentru ele Philips va livra imagini tomografice ale cordului iubitei, iubitului, bătând în timp real. Potențialități remarcabile mi se pare că posedă și mouse-ul computerului. Parcă văz ca pe icoană trupurile amanților ce se privesc pe display în vreme ce își plimbă cât un mouse prin zonele erogene, clicăind la punctul sensibil. Real Double Mouse Love Standard IBM. În lirica viitorului apropiat va face epocă distihul "Lasă-mă să-ți urc mouse-ul pe sfârc", pulverizând, în fine,
dezgustătorul loc comun, lăsând pradă gurii mele ale tale buze dulci. Sunt și clapetari conservatori care nu acceptă mausul. Pentru ei tastatura e sfântă. Își pun partenera cu fundul pe ea și privesc fascinați peste umărul femeii șirurile alfanumerice care zvâcnesc ritmic pe ecran. Pot să înțeleg câte ceva din toate acestea, deoarece și mie îmi place Hiteca, noua tehnologie. Mă simt bine în camere cu taste și ecrane, îmi place ropotul clapelor ca ploaia, vara, pe acoperișuri bătrâne. Îmi place strălucirea rece a display-ului, mai ales când lângă el se află o scrumieră plină cu chiștoace sau niște coși de salam. Mi se pare minunat curcubeul de difracție pe luciul compact al discului. Privesc întotdeauna cu un sentiment straniu ieșirea foii din imprimantă ca un mesaj de pe alt râm. Îmi plac liniile pure și nobile ale monitorului pus pe un soclu gât de lebădă. Un singur neajuns, nu știu de ce, pe măsură ce Hiteca se face tot mai frumoasă, oamenii atașați ei mi se par tot mai urâți. Asta e tot. Deci nu m-am ținut de tema. M-am ținut de tema medicală, după cum ați văzut în aceste vorbiri, însă dumneavoastră puteți să deschideți orice subiect doriți, puteți să mă întrebați orice doriți, la zi, la noapte, la ce vreți. Nu e neapărat limitată discuția la ceea ce am citit eu. Vă rog. Domnule Cristian Tudor Popescu, voi începe eu, voi sparge o gheață și... Deși încercăm, oricum am vrea, să eliminăm din memoria noastră recentă evenimentele diplomatice românești din ultimele 24 de ore, aș vrea să vă adresez o întrebare legată de faptul că credeți că relațiile diplomatice sau economice ale României cu Austria vor avea de suferit în viitor sau, după bunul obicei românesc, după ce am primit o palmă, vom întoarce obrazul să primim și cea de-a doua în viitor. Da. Evident că ăsta este subiectul la zi. Preocupă pe toată lumea. Vă pot spune ultima știre în chestiunea aceasta. Ambasadorul României la Viena a fost rechemat în țară, domnul Emil Hurezeanu, azi dimineață, acum, o oră și ceva. Mi se par niște prostii toate îndemnurile care s-au viralizat la un moment dat pe net, dar nu numai pe net a apărut așa ceva. Prim vicepreședintele PNL, domnul Bogdan, Rareș Bogdan, a strigat nici mai mult, nici mai puțin, decât ca toate companiile din România să-și retragă conturile de la băncile cu capital austriac. Începând cu Erste, nu? Erste fiind România, în momentul de față. Adică, așa, asta este situația. BCR, care s-a transformat în Erste, este România. Dacă distrugi Erste, distrugi România acum. Acolo sunt... nici nu știu cât de mult, enorm, dintre toate tranzacțiile, companiile care lucrează prin Erste. Ce ar însemna apoi să nu ne mai ducem la schi în Austria, nu? Prima reacție. Să punem vize cetățenilor austrieci și să nu mai cumpărăm produse austriene și așa mai departe. Ar însemna să răspundem prostește la o acțiune de grotă. La o acțiune de grotă nu răspunzi ca un bou, ca un bizon. Pentru că este ce a făcut Austria este, pentru mine, care am văzut în 30 ceva de ani de gazetărie, am văzut multe. Dumne, această
operațiune ce a făcut Austria este absolut inexplicabilă. Modul, în primul rând, în care a fost făcută. Hai să nu discutăm despre obiectiv, despre cauză. Cine a avut interesul intern, alegerile din Südostreich, Putin și mai departe. Nu. Să discutăm operațional despre modul. Ai de gând să faci o mârșăvie. Bă, dar fă-o la nivel înalt cu tehnică. Fă-o, pregătește-ți-o frumos, nu? Dă-i și o aparență, o glazură de corectitudine. Asta e un procedeu cu pickhammer-ul sau cu târnăcopul. Este, vă zic că, vă pot spune că președintele ăsta, nu, primul ministru ăsta, cu figură de Sturmbannführer, Nehammer, să vă mai spun ultima știre. Iertați-mă. Care m-a uit în dimineața asta, aflu că în capul revistei prese din Austria, din Viena, se află în Puls 24, cum au ei acolo, se află articolul meu de alaltăieri, tradus în germană. Articolul se intitula O lovitură de stat în UE, statul fiind Austria. Și în articolul ăla spun despre domnul Nehammer că vorbește ca un standard, ca un Sturmbannführer SS cu priviri sticloase, că e un omagiu ceea ce a făcut el, gestul acesta este o susținere pentru cei care au pus la cale Reichsbürger, cetățenii Reichului care au pus la cale lovitura de stat din Germania cu ocuparea Parlamentului și revenirea la monarhie a Germaniei, precum și un omagiu adus lui Jörg Haider, cel care a ajuns în guvern, a ajuns să guverneze partidul lui în 2008, acesta fiind un nazist pur, declarat. Și închei prin a spune să ne amintim că Hitler a fost austriac și acum, dragii mei, apare acest articol tradus în capul presei din Austria. Ce să înțeleg? Mi se blochează mintea. Am fost întrebat, dom'le, dar cum de n-au știut Iohannis, Aurescu, Ciucă, Curezeanu și așa mai departe? Păi, dar n-a știut Austria. Asta constatăm acum. Nu există în presa austriacă nici o susținere pentru această mișcare, nici la stânga, nici la dreapta. Nu a fost transformat în Austria în eroul apărător al purității rasei austriece, domnul Nehammer, în urma acestei operațiuni. Nici măcar n-a câștigat electoral, așa cum spera. A fost făcută pe picior total, înainte de 18 noiembrie, domnul Nehammer urma să vină în România. Își programase o vizită în România pe 7 decembrie. De ce? E lesne de imaginat. Se făcea intrarea în Schengen și venea domnul Nehammer ca să ne spună, bă, noi v-am băgat. Să ne mângâie pe cap, așa, în buna tradiție a Imperiului Austro-Ungar, și să ne spună că el e nașul nostru. A anulat-o imediat, deci 18 noiembrie, într-o noapte s-a întâmplat ceea ce vedeți acum. Și dincolo de... faptul grav care s-a întâmplat la adresa României, neadmiterea României, în modul cel mai nedrept, arbitrar, agresiv, cu putință, n-au oferit niciun argument. Încă ceva, a fost chemată ambasadoarea Austriei la București, a fost chemată la Ministerul de Externe și întrebată în dimineața asta, dom'le, dați-ne și nouă un nume, o firmă, o austriacă care a fost hărțuită, a fost presată de autorități, puneți-ne, tăcere.
Dom'le, deci este bezna minții. Înțeleg, vrei să faci o ticăloșie, dar nu văd ce câștigi din ea și doi, este pregătită de niște pitecantropi. E uluitor ceea ce vedem și este ceva ce depășește în clipa de față cu mult problema României. Este un atac la adresa Uniunii Europene, cum rar s-a întâmplat. L-a depășit și pe Orban, domnul Nehammer, pentru că după ce ți iese comisarul european și vorbește în numele vicepreședintele Comisiei Europene și vorbește în numele Comisiei spunând we strongly recommend, recomandăm călduros a accederea României și Bulgariei, vine Austria și spune nu. De ce? Ca așa vrem noi. Deci este un atac extrem de dur, o lovitură de stat la adresa structurilor europene. Cu consecințe, vă dați seama ce fel de consecințe. Acum se poate trezi oricine, orice țară care vine, consider că a fost o mișcare de salutat faptul că România nu a boicotat Croația. Ar fi putut să o facă. Pe același principiu ca și austriecii. De ce nu vrem noi? Uite așa. Nu vrem să intre, da? Și să creeze o situație și mai penibilă decât s-a creat. N-a făcut asta România și bine a făcut, după părerea mea. Nu se răspunde așa. Deci, din toată povestea asta absurdă, să știți că România a ieșit în câștig. Noi nu o să murim pentru că n-am intrat în Schengen. O să trăim, o să pierdem bani în continuare, dar nu murim, nu dispărem de pe hartă. Trăim și în afara Schengenului și în următoarele luni. Și până la urmă vom intra, dacă vom mai avea în ce să intrăm. Că și asta e o problemă. Da? Dar, din punctul de vedere al imaginii și prestigiului României în Uniunea Europeană, România a câștigat în tot ce s-a întâmplat. Susținerea pe care România a avut-o de la 26 de țări europene este un fapt istoric care rămâne în legătură cu poziția României și, în ultimă instanță, asta este ceea ce contează în primul rând în relațiile internaționale. Contează statutul pe care îl ai, poza de buletin, imaginea pe care o ai, cum stau alte state de vorbă cu tine. Imaginea asta a crescut acum a României, deși ea a fost înfrântă, nu a fost primită în Schengen. De aceea nu trebuie răspuns cu niciuna dintre aceste provocări copilărești cu schiul și cu firmele și nici vor, mai ales că e o prostie. De asemenea, în această direcție merită să vedeți pozițiile CEO de la Erste și CEO Erste și Raiffeisen Bank, care au spus nu înțelegem, regretăm această decizie a guvernului austriac care ne pare rău, dar nu ne consultă pe noi. Deci șefii băncilor s-au delimitat de această hotărâre. Firesc, pentru că au interese comerciale în România, aici sunt de atâta vreme și mai departe. Prin urmare, sigur că da, se poate spune că în spate este un, indiferent că e sau nu Putin în spate în mod direct, e un cadou pentru el, asta este clar. E bine că s-a întâmplat asta, pentru că este un moment de dezunire europeană în clipa de față. Și asta nu poate să fie decât pe placul său. Așa. Dar România trebuie să nu facă nimic agresiv în continuare, nu boicot, să boicotăm cum face Bulgaria, de pildă. Da? Bulgaria a amenințat acum că boicotează tot ce va ține de imigrație în Uniunea Europeană ca să-i facă rău Austriei. Nu trebuie să facem nimic din toate astea. România a câștigat în imagine, nu trebuie să-și afecteze acest câștig, trebuie să continue demersurile cu demnitate, cu tenacitate, aceleași demersuri de intrare în Schengen, să se ducă domnul Iohannis acum la Consiliul European și să susțină acolo încă o dată cauza României, pentru că mai judecă o dată politic acolo, să ceară în continuare trecerea pe ordinea de zi
a admiterii României în Schengen în martie și așa mai departe. Aceasta este calea în această situație. Deci noi trebuie să fim raționali și de bun simț într-o situație care este irațională și de un prost gust desăvârșit, ceea ce a făcut Austria și, în ultimă instanță, nu face parte, domne, nu face parte din uzanțele politice ce au făcut. S-au spart uzanțe politice fundamentale, indiferent că faci, în politică se fac chestii agresive, declarații, răsturnări de situație. Bă, dar există niște uzanțe. Austria le-a încălcat pe toate. Vă dați seama că ce problemă mai reprezintă România? România e o problemă, dar în momentul în care îți spune cancelarul german, ție cancelar austriac, băi, nu sunteți sănătoși? Dați-le drumul românilor acolo. Și ăsta spune, nein. Nein. Mein Führer. Deci, asta este. Mai mult? Dacă mai e ceva, spuneți-mi ce aș putea să... Bună ziua, bine ați venit la Iași, domnule Cristian Tudor Popescu, și da, aș vrea să vă... V-am citit cartea aseară, da. Da. Și aș vrea să vă transmit câteva gânduri, afirmații ale marelui om de știință, Grigore Tepopa. Azi omenirea orbecă e penibil în întunecimea sentimentelor și în ruina vieții, de unde a fost alungată speranța și umanitatea, căutând să devină supraoameni, discipolii antichristului, au devenit bestii distrugătoare de civilizație și de cultură. În această gravă situație este timpul să se întrebe fiecare conștiință rămasă încă pură, încotro. Și răspunsul nu-i greu de dat, înapoi la morala creștină. Vremurile în care trăim s-au înăsprit mult din punct de vedere al sufletului omenesc, calitățile morale au scăzut până la o treaptă vecină cu aceea sălbăticiei. Oamenii și-au omorât sufletul și se cred semizei, dar până la urmă ei vor înțelege că sunt totuși făpturi slabe, menite pieirii, care nu pot atinge veșnicia decât prin spirit, prin sufletul înălțat la Dumnezeu. Mulțumesc! Da, e foarte frumos ceea ce ați citit. Grigore Tepopa este credincios, da? Era credincios, arată acest text un credincios fierbinte chiar, ceea ce eu nu sunt. Prin urmare, înțeleg noblețea atitudinii, speranța, dar nu o să cred niciodată că s-ar putea rezolva lucrurile în felul acesta, întorcându-ne la morala creștină. Cine să se întoarcă și sub îndrumarea cui? Alu Mache? Alu Dani, prea fericitul? Sub îndrumarea cui? Al tuturor indivizilor ăștia care în proporție de 70% au colaborat cu securitatea în termenii Sfintei Spovedanii? Cine să îndrume la morala creștină? Ce mai poate să rezolve morala creștină? Mai ține cineva seama de... A ținut niște sute de ani. A funcționat, a reușit. Și din punctul ăsta de vedere, un necredincios ca mine consideră că religia a fost utilă. A fost utilă, știți de ce? Pentru că nu poți să pui un polițist lângă fiecare om. Că n-ai atâția într-un stat. Și atunci trebuie să îi multiplici pe polițiștii ăștia cu Dumnezeu. Ca omului să-i fie teamă de ceva ce nu se vede, nu vine de la secție cu ciomagul pe el. Există un Dumnezeu care mă vede și atunci poate că voi fi mai puțin ticălos, mai puțin hoț, mai puțin corupt și criminal. Deci din punctul ăsta de vedere, eu nu consider că religia ar trebui să fie desființată. Ea e utilă, numai că nu mai are niciun efect. În momentul de față nu mai are niciun efect. În momentul de față este plină lumea de înși care bat mătănii, da, cu fundul în sus și cu capul în pământ, să duc și comit niște fapte abominabile, înspăimântătoare, comandă, asasinate, furturi, corupție de zeci de milioane de euro și după aia să duc, prefiră mătănii, ăștia sunt la zi cu biserica, să știți. Cei mai la zi cu biserica
sunt cei mai siniștri indivizi din țara asta. Da? Aveau, vi amintiți, pe aia din Parlament, pe hoțul ăla, pe Șova, și cine mai era pe în jurul lui, noi avem un grup de rugăciune unde ne ducem să ne concentrăm acolo. Vi-l mai amintiți pe domnul Varujan Vosganian, care simțea nevoia unui spray cu mir să-și dea cu, când intră în sală, să-și mai dea puțin mir anti-DNA. Păi da, da, ăsta era. Și care a fost scos la vopsea de Parlament, da? Și trăgea cruci domnul Vosganian și își dădea cu mir pe față, bă, mai venise și o doamnă acolo foarte cuprinzătoare, așa, care îi dădea cu mir, l-ajuta. Cum să ne întoarcem la morala creștină? Îmi puteți spune mie, vedeți că morala creștină a reușit să se impună de-a lungul veacurilor, au fost momente în care a reușit să se impună cum? Prin eroi ai religiei, prin niște modele extraordinare, începând cu Iisus. Da? Și avem sfinți, avem sfinte, avem martiri, mucenici, oameni care și-au sacrificat viața în numele moralei, în numele creștinismului. E, firește, când vezi așa ceva, oamenii ăștia creează niște adepți, niște prozeliți. Pot să facă. Îmi arăta și mie unde este eroul creștinătății în România acum? Vă rog. Cristian Tudor Popescu, și când de la titlul conferinței dumneavoastră și acum dialogul a ajuns la acest punct. Stați puțin, stimată doamnă. Eu aici am răspuns întrebarei doamnei. Da. Vă rog frumos să nu... Da, asta vreau să vă dau un răspuns. Răspunsul este oarecum la întrebarea dumneavoastră, pentru că am în mână una din cărțile lui Petre Țuțea, da? Un simbol, un Socrate al românilor, cum îl denumeau unii, și care spunea că sunt român prin vocație și tot ce gândesc devine românesc, devenind un mucenic, așa cum ați spus dumneavoastră, și care spunea, dacă îmi permite auditoriu și dumneavoastră, doar două aforisme despre Dumnezeu. Un filozof care se zbate fie să găsească argumente pentru existența lui Dumnezeu, fie să combată argumentele despre inexistența lui Dumnezeu, reprezintă o poartă către ateism. În fața lui Dumnezeu, geniul e văr primar cu idiotul. Iar fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Și el rămâne așa chiar dacă este laureat al premiului Nobel sau este măturător. Și în finalul vieții domniei sale, care a făcut închisoare comunistă pentru neam, spune, acum, mai la bătrânețe, pot să spun că fără Dumnezeu și fără nemurire nu există adevăr. Da. Prin urmare, stimată doamnă, eu sunt un animal care vine de nicăieri. Eu am zis că dumneavoastră ați cerut un model de român și am citat din Petre Țuțea, despre care e Petre Țuțea. Ce e Petre Țuțea? Asta se numește, și ce faceți dumneavoastră, se numește ex cathedra sau argumentum ad hominem. Deci dumneavoastră îmi spuneți că e valabil ce spune o persoană pentru că e cutare. Asta este un fault logic. Respectivul poate să fie oricine. Și Dumnezeu pe pământ. Trebuie să fie ceea ce spune, trebuie să fie justificat, argumentat, logic. Eu altfel nu știu să funcționez. Sigur că eu vă respect credința. Dumneavoastră puteți să spuneți acele fraze de acolo, care dumneavoastră vă sunt plăcute auzului. Pentru mine nu înseamnă nimic. Nu demonstrează nimic, nu creează nici cea mai mică convingere și nici nu măcar nu doresc să le contrazic, stimată doamnă. Eu nu pot să contrazic, asta întotdeauna am spus, eu nu pot să contrazic credincioși. Credința e altceva. Asta nu intră în limitele dialogului, al rațiunii. Sunteți credincioși, să fiți sănătos. Da? Vreți, mă provocați? Petre Țuțea? Petre Țuțea a fost un fan Nicolae Ceaușescu până în pânzele albe. Îl considera, vreți să vorbesc mai departe? Mai bine nu. Atunci, de ce a fost criticat?
Da. Vă rog. O chestiune de principiu. Da. Deci, Austria s-a putut manifesta pentru că a existat o hibă de principiu. Și din punctul meu de vedere, această hibă de principiu este înlocuirea majorității pe care trebuie să o asigure votul cu unanimitatea. Ori totalitarismul are modalitatea aceasta discretă și foarte puțin probabilă de a înlocui democrația cu totalitarismul prin unanimitate. Deci domnul austriac a putut să se manifeste totalitar înlocuind punctele de vedere ale majorității. Și spun acest lucru datorită faptului că această manifestare nu este unica, ci în Uniunea Europeană au mai existat niște momente în care Putin n-a avut nevoie de majoritate. A avut nevoie de una sau două, știu eu, nu știu cum să le spun ca să... Da, da. Unelte. Așa? Deci ar trebui revăzut puțin ce e cu unanimitatea care, din punctul meu de vedere, a început să intre în zona aceea periculoasă a lui politically correct, așa, pe această ușă intră și pe această ușă intră totalitarismul. Nu se poate ca o singură persoană, prin vot, să înlocuiască majoritatea, din punctul meu de vedere. Nu pot decât să subscriu la tot ce a spus doamna. Este foarte corect. Acesta este cuiul ruginit din inima Uniunii Europene. Consensul. Unanimitatea. Vi-l mai amintiți pe Iliescu cu consensul? Când ne tâmpise de cap în anii 90, Iliescu nu discuta în termen de majoritate, nu rostea cuvântul ăsta niciodată. Avem nevoie de consens. Când s-a așezat pe scaun și se corconea, așa, înainte că erau cuvinte care îi plăceau și înainte le plimba pe în gură ca pe o boabă de strugure și se corconea pe scaun. Acești înși care răstălmăcesc. Ce spun? Avem nevoie de consens. De unde vine asta? Vine de unde spuneți dumneavoastră, doamnă. Vine de la ședința de partid dinainte de 89. Eu n-am fost membru de partid, dar m-am documentat bine. Înainte de 89 am avut de-a face cu aparatul de partid, precum și cel de securitate. Deci acolo era așa, dacă ridica cineva o mână împotriva unei hotărâri pe care urmea să o ia respectiva organizație de partid, atunci ședința n-a fost pregătită cum trebuie și tovarășul trebuie lămurit. Pentru că noi trebuie să avem unanimitate. Ce aia să avem pe cineva împotrivă? Nu e regulă. Într-adevăr, aceasta este problema înlocuirii majorității, pentru că mecanismul de funcționare al democrației, cum bine spuneți, n-a fost niciodată consensul. Deci consensul nu intră acum, niciodată nu funcționează consensul. N-are cum să funcționeze. De ce există el în regulamentul Uniunii Europene? Există o explicație. Când s-a făcut Uniunea Europeană, au existat niște opoziții la fel de mari, cum vedem acum, remanente suveraniste. Adică ne pierdem noi, ne pierdem suveranitatea. Păi cum noi care suntem, cine să hotărască Bruxelles în locul nostru și să hotărască statele mari în locul statelor mici? Asta a fost problema. Deci că o să fie niște, cum spunea Juncker, Jean-Claude Juncker, despre Europa cu două viteze. Asta a fost marea temere a țărilor mici. Și atunci Bruxelles a zis, bine domne, consens, așa intrați, e în regulă? E în regulă. Dar iată la ce rezultate duce această regulă a consensului și, într-adevăr, dacă Uniunea Europeană nu schimbă regula asta, care nu e prima dată când produce probleme, acum cu noi, Orban o face, o folosește sistematic. Când vrea. Da? Deci dacă nu se rezolvă problema asta, nu știu cum va funcționa Uniunea Europeană, mai ales în condiții de mare presiune
în condiții de criză, cum este asta de acum. Păi în condiții de criză, pot să spun și mai mult, democrația are prevederea în condiții de criză maximă autosuspendării ei prin vot. Deci în clipa în care te afli într-o situație limită, critică cu un stat, există posibilitatea declarării stării de război în care nu mai funcționează democrația. Sunt numai ordine executive de la organismele de conducere, nu se mai supune nimic la vot, pentru că nu mai e timp pentru așa ceva, pentru că nu mai e timp să convingi, să deliberezi, să mai ce mai faci în Parlament când tu ai de rezolvat lucruri cum are Ucraina în clipa de față. Ucraina trebuie să rezolve probleme de viață și de moarte la fiecare oră acolo. Practic nu mai poți să funcționezi democratic. Ori, vă dați seama, Uniunea Europeană nu numai că n-a recurs la așa ceva în condiții de război, dar are consens ca regulă în continuare. Foarte corect, domn. Vă rog. Da, domn. Sunt anatomopatolog ca specialitate, deci poate cel mai aproape de subiectul conferinței dumneavoastră, apropo de relația cu moartea, dar vreau să schimb registrul, trecând și de la politică și de la medicină, într-o notă mai personală. Am înțeles că la 12 ani ați avut miracolul conștientizării puterii cuvântului și că lucrul acesta v-a marcat și că v-ați dorit, ați simțit, ați intuit că vreți să folosiți cuvântul, că vă doriți să folosiți cuvântul. 6 ani mai târziu, după calculele mele, la 18 ani, ați susținut un concurs de admitere, cred că erau 25 de locuri la ACE, nu? Într-o 25 de locuri, cred că avea promoția, sau 50 de locuri erau la București. Unde? La București, când ați dat admiterea la facultate. La facultatea de automatică? Da, da. Nu. Erau locuri de ordinul sutelor, acolo 200 și de okay, locuri, dar concurența era foarte aspră. La Iași promoția acolo era de 25 și atunci am crezut că la București erau 50. Okay. Erau mult mai mult, cred că au fost aproape 200 de locuri, dar ultima medie de intrare a fost, cred că 7-90, ceva de genul ăsta, deci... Deci, ca să intri la automatică atunci era... 6 ani mai târziu ați dat admitere la automatică, da, și calculatoare. Da. V-ați dorit să faceți filologie, să dați examen la litere? De ce n-ați dat la litere? Da, bună întrebare. Pentru că sunt convinsă că ați fi putut intra. M-am gândit și la filologie, bună întrebare. M-am gândit și la filologie... M-am gândit și la regie de film. Mă rog, ce pasiune care nu m-a părăsit niciodată. De ce nu m-am dus spre aceste două direcții și de ce m-am dus la automatică? Păi la regia de film nu m-am dus și bine am făcut că nu m-am dus. Mai întâi că n-aș fi avut șanse să intru. Știți cum să intra atunci? Știți. Nu știți, vă spun eu. Deci, nu, acolo erau concursuri feroce de rudenie și pile, adică întâi intrau fiii, pormă nepoții, pormă un văr de al doilea. Asta intra acolo, nu se punea problema să intre cineva venit așa de pe stradă, la regie erau 6 locuri și erau pentru băiatul tovarășei Suzana Cutare, pentru băiatul, fata lui nu știu cine. Ani de zile erau date ca lojele de la Wimbledon. Nu exista să intre acolo așa. Și totuși existau oameni, băieți, fete, pasionați de film, care se duceau în această iluzie, în această utopie crudă, să te duci acolo fără nicio șansă, dădeau un an, doi, trei. N-aveau nicio șansă, dar aveau și ei un vis. Nu puteau să intre. Așa. Eu nu puteam să-mi permit, având în vedere condiția mea socială, modestă, să-i spun așa, poate chiar mai puțin decât atât, eu nu puteam permite cine să mă țină pe mine din punct de vedere financiar, să mă țină un an, doi, trei, să dau eu examen la regie de film. Maică-mea săraca, n-avea cine.
Și atunci am renunțat și bine am făcut că am renunțat. Și de ce? Pentru că era un vis fals. Și asta aș vrea să spun studenților, celor tineri din sală. Feriți-vă, adică uitați-vă foarte bine, încercați să-l verificați și să-l confruntați cu realitatea, un vis pe care îl puteți avea, profesional vorbesc, deși e vorba și de visele personale în legătură cu iubitul, iubita. Încercați să confruntați întotdeauna proiectul cu realitatea. Și s-ar putea să constatați că, de fapt, nu vă doriți așa ceva. Așa s-a întâmplat cu mine, atunci am renunțat. Dar mai târziu am ajuns pe un platou de filmare. Am văzut cum s-a făcut un film de la cap la coadă. Am fost în fiecare zi la Closer to the Moon al lui Caranfil, al lui Nae Caranfil, cu care sunt prieten, și am stat pe platou până la sfârșit. Și la sfârșitul acestei experiențe mi-am dat seama ce tâmpenii aș fi făcut dacă mă apucam să fac regie de film. Nu-mi doream așa ceva! Asta este o birjereală, în primul rând. Ești un fel de vătaf care trebuie să aibă grijă de vreo 100 de oameni acolo, care trebuie să facă niște lucruri, să-i pui la un loc, să conduci în primul rând oamenii ăștia. Eu credeam că e suficient să vii tu cu o viziune artistică, estetică și ca ea să fie transpusă în fapt. Nici vorbă. Și atunci am spus, stai tăti cu puțin, că prietenul meu e pixul. Acolo eu comand, eu scriu, sunt cu foaia de hârtie, da, pot să fiu scenarist, nicio problemă, am și scris, dar nu regizor, domnule, nu-mi place așa ceva. Deci, atenție, când vă visați ceva, vreți să deveniți ceva, dom'le, duceți-vă acolo unde să face chestia aia în mod real, practic, cu toate, cum să spun, spinii, noroaiele și mizeriile care sunt în ea. Și vedeți dacă chiar aia vă doriți. Pentru că așa poți să ai, nu? Vreau să mă fac pilot de avion. Vrei să te pași pilot de avion, dar s-ar putea să afli de la piloții profesioniști că au atrofii ale creierului din pricina stresului imens la care sunt supuși, a vieții pe care o duc acolo, că ajung impotenți la 45 de ani, 50 de ani din cauza asta, și așa mai departe. Vrei în continuare să îți urmezi visul? E în regulă. Dar măcar verifică înainte de a crede că asta vrei. Deci la regie de film nu m-am dus, la filologie. De ce nu m-am dus la filologie? Pentru că consideram că toate științele umaniste sunt marcate, tarate de arbitrar, de corupție și de trafic de influență în acea societate și chiar erau. De ce? Pentru că acolo examenele sunt interpretabile. Există un grad mare acolo de interpretare sau exista înainte de 89, atunci nu erau examene grilă. Era foarte multă latitudine a celor care interpretau tezele respective. Și atunci am spus, dom'le, nu vreau să mă duc la așa ceva. Nu vreau să mă supun unei chestii unde, iarăși, este foarte posibil ca alte considerente, divers trafic de influență, să treacă înaintea mea. Și atunci o să mă duc într-un loc unde e greu. La automatică, exceptând cazul în care folosești metoda de la alegerile din 46 a comuniștilor, ai avea un tic nervos atunci, luau urnele cu tot. Nu că să te apuci să falsifici votul, nu, tată, luau o urnă și puneau alta în locul ei, ca să nu fie niciun fel de problemă. Luau de la țărăniști care au câștigat alegerile în mod real și le puneau urna lor. Deci, la automatică nu mergea decât să iei teza ipochimenului, a Loazei, și să pui în locul ei o teză bună. Ceea ce era o chestie, domne, se putea face, dar penală, greu, greu, greu de tot. Nu era cu interpretări acolo. Pe acolo ți-a dat, ai bifat punctele respective, rezolvarea unei probleme de fizică sau de matematică nu admite interpretări. Mă rog, la nivelul ăsta de examen de facultate, nu la nivelul cercetării acolo, admite. Și atunci am zis, mă duc în locul ăsta pentru că e mai cinstit. Și întrebarea ultimă la care mi-am răspuns,
am pus întrebarea care e cea mai grea facultate din Politehnică. Și mi s-a răspuns automatic. Acolo mă duc. Ăsta a fost criteriul. Vă rog. Vă rog. Păi. Se aude? Puțin mai tare. Bună ziua, două întrebări așa. Vreau să vă adresez. Vă dacă pornim de la ipoteza că există perioade în istoria popoarelor când acestea se îmbolnăvesc moral, putem afirma despre poporul rus că se află într-o astfel de situație? Și doi, cum credeți că s-ar fi comportat poporul român dacă ar fi fost pus în locul poporului rus? Mulțumesc! Da. Astea sunt apăsătoare, întrebările, în special a doua. Un filozof și psiholog, un psiholog de mare și medic, în ultima instanță, de mare valoare, un gânditor pe nume Erich Fromm, ați auzit de el? Ați auzit. Erich Fromm are, dacă ar fi spus numai această frază și ar fi fost genial, a spus așa, dacă 20 de milioane de oameni sunt bolnavi psihic în același timp, asta nu înseamnă că sunt mai puțin bolnavi. Înțelegeți? Deci, când spui, cum e posibil să fie 20 de milioane, au nebunit 20 de milioane de oameni? Da! Da, este posibil. Există psihoze de masă. Există mass delusions. S-au produs în istorie astfel de momente în care un popor întreg este parcă hipnotizat. Intră în transă un popor întreg, majoritatea lui, da? Nu consensul, dar majoritatea intră într-o transă, într-un soi de transă și vreți să coborâți puțin de pe scară? Aș vrea să intru vizual cu cel care... Așa, mulțumesc că nu vedeam. Deci sunt momente în care un popor intră într-o stare atât de hipnoză, este hipnotizat de un personaj, de discurs, de o ideologie, de o ideologie nu, și am să explic exact de ce, de personaje și discursuri. Există momente când sunt hipnotizate și în care, în plus, se și autohipnotizează. Se creează în evoluție, în timp, într-un popor, apare un soi de nevoie de autohipnoză. În special când acel popor are o serie lungă de nefericiri, de dezamăgiri, de speranțe care sunt înșelate o dată, de două ori, de zece ori, o duce rău, nu întrevede nicio lumină, atunci începe să se autohipnotizeze, să-și genereze singur un salvator. Eu am spus întotdeauna că soterii ăștia, salvatorii, gen Hitler, nu apar, ei sunt creați de această stare de autohipnoză care se instituie la un moment dat în poporul respectiv. Și în acel moment, poporul ăsta ajunge să nu mai vadă și să nu mai judece nimic. Performanțele sunt absolut demențiale. Gândiți-vă la un lucru care, cum să spun eu, este ca în jocul ăla în care nu găsești India pe hartă, să găsești cuvinte pe hartă, nu găsești India pentru că e atât de mare. Și nu vezi că e prea mare. Gândiți-vă la întreg, de aia v-am spus, ideologie. Discursul ideologic nazist presupunea un tip uman ca și discursul ideologic comunist, care un om aferent, omul nou, comunist, altruist, gras, vesel, lăptos, de vreme acasă, toate acele atribute care îi se lipeau și care avea o singură problemă, era plin de calități, avea un singur defect, că nu exista. Iar discursul nazist vorbește despre arianul înalt, blond, cu ochii albaștri, ceea ce era Hitler. Deci, un caporal brunet,
mustăcios cu figura aia, să vedeți niște poze ale lui Hitler. Eu i-am studiat la un moment dat imagologia lui Hitler și gestica. Orenșir, i-am văzut toate discursurile. De pildă, Hitler avea gesturi penetrante. El avea un tip de relație foarte intensă. Orice dictator, orice orator care hipnotizează masele are o componentă sexuală în discursul lui. La Hitler era foarte accentuată. Și era bisexual. Asta este formidabil. Deci, începea, întotdeauna discursul lui Hitler începea foarte de jos. Dom'le, omul părea pe moarte. Începea cu voce mică, cu tare, și se, exact ca un moroi, ca un spectru, se monta, se automonta, el pe el. Mari manipulatori, să știți că sunt cei care, ăia de geniu, sunt cei care, pe măsură ce își debitează discursul manipulator, încep să creadă și ei în el. Ceilalți sunt doar talentați. Ăștia sunt genii. Deci Hitler, când ajungea la sfârșitul discursului, era într-un delir personal. El nu era un tip care, nu era Rareș Bogdan. Cu toate că și ăsta are un debit extraordinar, nu? L-ați văzut la congresul PNL, de ce ăla de la Romexpo, de ce performanțe, ale corzilor vocale este capabil, ale coardelor, nu mai știu. Deci Hitler începea în felul ăsta, după care începea cu gesturile penetrante mai întâi. Avea o rafală de gesturi penetrante. Da? Întotdeauna el penetra publicul cu gesturile până la ultimul. Sau, mă rog, avea secvențe alternative. După o serie de gesturi astea penetrante la care publicul gemea, după aia avea un gest de abandon. Ca o fecioară care așteaptă să fie violată de un grup de inși, își încrucișea mâinile pe piept și pleca capul. Acum violați-mă voi. Asta era tipul de discurs al lui. Și reușea, în felul acesta, reușea să hipnotizeze niște oameni care atât așteptau să fie hipnotizați. Nu? Pentru că e vorba de rezistența unui om obișnuit, standard, mediu, la această hipnoză a manipulării. Poți să fii foarte bine antrenat, nu? Imaginați-vă că încerca Hitler să mă convingă pe mine de ceva. Da, eu vedeam în fața ochilor nimic altceva decât un papagal, un very important papagal, un Mutsunake, așa, eu i-am văzut pozele, domnule, din 29, deci puțin înainte să se întâmple marea criză care l-a adus la putere, de fapt, domnule, avea o tichie de cap, niște catroși de aia în picioare, așa, arăta ca un ins scăpat de la Balamuc. Un clovn, pur și simplu. Îi puteți vedea pozele dacă le veți căuta pe net. Cum să-i consider că ăsta este salvatorul tău? E blond, e înalt, e cu ochii albaști, e Siegfried. Și ăsta era o piticanie absolut rizibilă. Și n-au mai văzut germanii nimic. Despre asta vă spuneam. N-au mai văzut cine e în fața ochilor lor. El le vorbea de blonzi înalți arieni și ei pur și simplu aveau în față cum era și îl considerau blond înalt și arian. Asta se întâmplă cu oamenii nu pot fi manipulați decât cu ceea ce vor să audă. Asta este lecția numărul 1 pe care o predai dacă vrei să fii profesor de manipulare. Eu am fost profesor de antimanipulare. Adică am învățat oamenii să reziste la asta. De pildă, vă dau un exemplu simplu. Dacă eu vă spun acum o frază, vă spun, țineți minte Evanghelia după Sfântâniță. Bine. Peste 2 minute mai la noastră și vă spun, am mai spus alte lucruri, țineți minte Evanghelia despre Sfântâniță. Mai trec 5 minute, vă zic, țineți minte Evanghelia despre Sfântâniță.
La a treia zicere, gândul dumneavoastră, la a doua zicere, domne, a vrut să se asigure că nu uităm. La a treia, domne, o fi având Alzheimer. Da? La a patra, domne, ăsta ne ia de tâmpiți. Da? Astea sunt reacțiile unei săli ca aceasta de oameni instruiți, care au un anumit nivel mental. Însă, la nivelul individului standard mediu al populației cu un discernământ redus, acolo repetiția provoacă efectul invers. Aude de 5 ori un lucru și a 5-a oară lucrul ăla e adevărat. El nu-și pune întrebările astea. Bă, dar de ce îmi repetă mie treaba asta? Ăsta nu-și pune întrebările astea. Repetiția este extrem de eficientă. Cum spunea Hitler în decalogul manipulării pe care l-a scris în Mein Kampf, spunea: nu uitați niciodată că poporul, masa, nu are creier, nu are decât inimă. Nu faceți greșeala să vă adresați vreodată creierului masă. Deci este posibil ceea ce spuneți, poporul rus este într-o stare asemănătoare în clipa de față, pentru că îi apasă Putin, știe foarte bine pe ce a apăsat când a început povestea asta cu Ucraina. El a avut nevoie de un cofraj în care să o bage. Și acest cofraj este cel mai puternic din conștientul și subconștientul poporului rus, și anume al doilea război mondial. Nu mai există conștiința imperiului, conștiința monarhiei în conștiința, nu are atâta forță, tocmai pentru că ea a fost strivită în deceniile de comunism. Bolșevismul asta a făcut, nu? La urma urmei, toți membrii familiei regale ruse au fost executați, de la fașe la barbă albă. Deci, ce a rămas însă și pe ce a apăsat Putin este acest sentiment înfipt în creierii lor de salvatori ai planetei. Ăsta e cofrajul în care a pus Putin atacarea Ucrainei. Acolo nu e vorba de Ucraina. Este vorba că Rusia este poporul ales. Nu evreii sunt poporul ales al Domnului, ci Rusia. Ăsta este sentimentul pe care Rusia l-a exercitat în al doilea război mondial și a salvat planeta. Și acum o va salva din nou, fie că planeta vrea sau nu. Vedeți? Deci întotdeauna când lansezi o astfel de operație de manipulare, trebuie să vii cu un cofraj din ăsta mare. Noi ca avea un concept numit o boală, de fapt, a spiritului, o maladie a spiritului, pe care o numea catolie. De fapt, ar trebui să-i spun catholie, ca în grecește. Catolic, în grecește, înseamnă universal. Catholia este setea de universal. O persoană care refuză să gândească în termenii particularului. Cum îi spui ceva, dă domne și mie sarea, te rog frumos, de pe masă, respectiv îți încadrează asta într-o teoremă. Neapărat trebuie să aibă o concepție generală în care sarea trebuie să fie un caz particular. Există genul ăsta de oameni. Eu sunt bolnav de catholie. Încă mai sunt și acum. M-am îngrijit însă. Dar eu eram ceea ce se numește un inginer prost. De ce? Deosebirea între inginerul bun și inginerul prost în termenii catholiei este următorul. Să zicem că inginerul vrea să-și facă o cafea dimineața. Și să duce, e obosit, așa cum sunt eu acum, dar eu nu pot să beau cafea, îmi face rău. Să duce să-și facă o cafea, și ce face? Ia ibricul din cui, pune apă în el, pune zahăr, pune cafea, pune pe foc, își face cafeaua și o bea. Azi așa, mâine așa. Ce face inginerul dacă într-o zi ibricul nu mai încuie pe masă? Inginerul prost ia ibricul de pe masă, pune cafea în el, pune
Zahăr își face cafeaua și o bea. Inginerul bun pune ibricul în cui și reduce totul la o problemă cunoscută. Asta este catholia, pe care o definea Noica, cu complementul ei, acatholia, obsesia particularului. Vedeți că ai câteodată dialog cu cineva care, căruia în clipa în care încerci să-i depășești nivelul particular, adică Ion e cu Leana și s-a dus ca gonito de acasă cu tare, deci la nivelul anecdoticului, al particularului, al numelor, și încerci să-i exprimi niște fraze cu conținut generalizant, universalist, să cutremură, cadă râie. Nu, știi ce, pe mine, te rog frumos, lasă-mă chestiile astea. El vrea să rămână acolo, în zona asta palpabilă a numelor. Și mai departe. E, și atunci ce a făcut Putin a fost să pună ibricul în cui, adică să resusciteze războiul mondial. Ăștia trăiesc acum așa cum îl credeau pe Hitler, arian, blond și cu ochii albaștri. Oamenii ăștia, mare majoritate dintre ruși, trăiesc în anii celui de-al doilea război mondial. Acolo sunt banderiviții, adică adeții lui Stepan Bandera, un naționalist clasificat drept fascist ucrainean, să luptă cu banderiviști. Care banderiviști, domne? Că i-a întrebat la un moment dat un moșneag pe soldații ruși. Eu sunt bre banderivistul. Unde vedeți, bă, sunteți întâmpiți? Că ăia vorbesc aceeași limbă, să înțeleg imediat. Așa. I-a dus într-o stare de transă pur și simplu și a generalizat ibricul în cui, păi nu luptă cu Ucraina, bre, luptă cu toată lumea, luptă cu Statele Unite, cu Europa întreagă, cu aia luptăm. De ce luptăm? Ca să îi salvăm de ei înșiși. Nu ca să îi distrugem. Vedeți? Mitul celei de-a treia Rome, nu? Că așa se consideră. Că avem după religia ortodoxă rusă consideră că după Roma și Constantinopol, după cucerirea Constantinopolului de către Mahomed al II-lea, a treia Romă este Moscova. Și atunci noi nu numai că trebuie să ne batem cu lumea, noi trebuie să o salvăm de ea însăși. Și acest discurs, din păcate, prinde un număr enorm de oameni în Rusia, în special oameni trecuți de o anumită vârstă. Asta este, cărora au rămas lucrurile astea, e mai puțin eficient la tineri, dovadă sutele de mii de aitiști care la chemarea șefului alu Putin la luptă s-au ușchit instant în Kazahstan, în Finlanda, care în Georgia, în momentul de față au revigorat economia Georgiei. Ăștia sunt mulțumiți până la Dumnezeu, veniți fraților aici. Da? Dar restul, cei care au peste o anumită vârstă, sunt hipnotizați în această demență morală, nu? Sunt gata să creadă orice, până și, ați văzut la ce, Putin întâi vine cu întrepte, spune, noi nu atacăm Ucraina, nici când avem așa ceva, noi nu avem nimic cu poporul ucrainean, noi avem o problemă cu naziștii de la Kiev și drogații, naziștii drogații de la Kiev. Și acum, gândiți-vă, arc peste timp, acum 3 zile este întrebat. Dom'le, dumneavoastră, distrugeți infrastructura energetică a Ucrainei ca să nenorociți oamenii civili? Da, o facem. Exact așa, a zâmbit. Da, o facem, dar ce am început noi? Poporul român, dați-mi voie să vă răspund așa. Nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost dacă România era locul Ucrainei. Nu vă pot da alt răspuns. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Aș putea adăuga doar atât. Gândiți-vă că fără să fie atacată România de Rusia, jumătate de România e plecată deja din România. Da. Domnule Popescu, mai e o întrebare aici. Domnule Popescu, nene, stai un pic, pe onoarea noastră că n-a fost nimic. Așa.
Prin 97-98 ați ținut o conferință la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde într-un anfiteatru la fel de plin de studenți, tineri, profesori. Am discutat despre politică, societate și perspectivele României într-un moment complicat. Era o guvernare, ne aducem aminte, complicată guvernarea aceea. Dar când n-au fost momente și complicate și ani hotărători pentru cu inflație, România? Da. Toți sunt hotărători. Toți. Fiecare, de 30 de ani aud asta, anul ăsta e hotărător, domnule. E hotărător. Aștept și o să trăiesc un an ordinar, un an nehotărător, un an banal, plictisitor. Vă rog. Și un student, un coleg student v-a întrebat despre perspectivele României. Dumneavoastră ați răspuns într-o notă optimistă, oarecum neobișnuită, și a spus că speranța stă în tineri. Am intervenit atunci în conversație și am spus că eu sunt un pic mai reticent, deoarece chiar în 1989-90 în România nu a avut loc ceea ce în alte țări foste comuniste s-a numit o circulație a elitelor. Știm că Polonia, Cehi, Ceoslovacia, Ungaria au predat puterea în urma unei discuții la masa rotundă, round table. Noi am avut o revoluție sângeroasă cu morți și răniți și politologii, sociologii spun că a avut loc de fapt o nouă circulație a elitelor, ci o reproducere a elementelor din eșalonul 2 în eșalonul 1. Și vorbind atunci... Vă fac o paranteză aici. Da. Asta se întâmplă din pricina calității diferite a comuniștilor din România față de comuniștii din celelalte țări din Est. Da? E vorba de calitatea comuniștilor. În România s-a crezut cel mai puțin în comunism și s-a făcut cel mai mare rău în numele lui. Noi nu am avut, gândiți-vă că noi am intrat în comunism și am mers mai departe fără intelectual de stânga, reali. Noi n-am avut așa ceva, cu excepția lui Lucrețiu Pătrășcanu, noi nu am avut o stângă intelectuală așa cum exista în Cehia, cum exista în Polonia, cum exista în Ungaria. În România, mișcarea de stânga era, avea 1000 de membri, rotunjind, nu, Partidul Comunist în 1945. Deci de aici provine problema. Eu aveam discuții cu domnii din aparatul de partid, eu fiind vorbind atunci prin diverse cenacluri, între care aici la Iași, la Strunga, mi-amintesc, erau vreo 300 de oameni, băieți și fete, în Poiană, la Strunga, și venise, securistul a venit de la început. A venit, ne-a spus, eu sunt securistul. Nu vreau să avem probleme. Sefizați, s-a lămurit că SF nu vine de la Sfinți, că asta era problema, se fizați liniștiți, numai să nu avem probleme. Dar vorbind în fața acestor tineri, aveam eu o problemă, în sensul că trebuia să fiu verificat. Și aveam discuții cu domni de la partid. Nu vreți să știți, aveam senzația de fiecare dată că calc în gol 3 metri. Dom'le, ăștia habar n-aveau de ce e ăla comunism, ce e ăla Marx, Engels, Lenin, Stalin. Păi eu le livram citate, dom'le, din Stalin, din Marx, din Lenin, aveam lecturi apăsate. Ăștia nu le știau, știau vreo două, trei citate de Nicolae Ceaușescu și nici palea bine. Înțelegeți? Asta era consistența, de fapt, a comunismului din România. Ceea ce n-a fost cazul cu celelalte țări, care, nu întâmplător, au intrat înaintea noastră și în Consiliul Europei, și în Uniunea Europeană, și în NATO. Să știți că nu întâmplător Polonia, Ungaria, Cehia au intrat înainte, pentru că au avut alt nivel ideologic al comuniștilor. În România nu a avut niciodată loc ce s-a întâmplat în 68 în Cehia, unde comuniștii au fost cei care s-au opus demenței la care ajunsese comunismul și... Sau 56 în Ungaria. 56 Ungaria, da. Unde au fost omorâți mii de oameni de tancurile sovietice. Sau Polonia 1970, Gdansk, da. Tras direct în oameni de către armată. În România n-a fost așa ceva din pricina calității clasei politice din România
a respectivilor comuniști. De aceea nu s-a putut face transferul ăla din Polonia, de aceea nu s-a putut face revoluția de catifea din Cehoslovacia, pentru că aveam și noi faliții noștri, i-am avut comuniștii noștri, care erau cum erau față de ăilalți. Vă rog. Ei, iată, astăzi de bine de rău suntem membrii cu drepturi depline în Uniunea Europeană, suntem în NATO, o să intrăm și peste un an în Schengen, dar suntem cea mai săracă țară din Europa, 41,5% din copiii României, da, și tineri sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială. Avem ponderea cea mai mică a absolvenților cu studii superioare în totalul populației. 32% din tinerii români cu vârste... Și dacă ar crește, la ce ar folosi? Unde se angajează? Ideea pace este că... Să se ducă în Anglia. Să ducă în Anglia. Păi... Suntem corigenții clasei, domnule Cristian Dor Popescu. Da, suntem. Ne mai facem bine? Domnule, ați vorbit un sfert de oră ca să-mi puneți întrebarea asta. Nu are cine să vă răspundă la întrebarea asta, nici eu. V-aș ruga, dacă mai există vreo întrebare, puneți-o, dar să fie ultima. Una foarte mică. Pentru că am început să obosesc. Asta e problema. Vă rog. Scuze. Și va fi una foarte mică, pentru că ați fost prezentat ca un fan al literaturii de calitate science fiction. Și probabil că în sala asta mai sunt... Poate nu de amvergura dumneavoastră, dar există. Și atunci va fi spre sfârșitul întrebării mele foarte mici ideea pe care vreau să enunț. Că practic de când umanitatea a coborât din peșteră și creierul a câștigat în percepții, în intuiții, ulterior în inteligența emoțională și în final și în cognitivă și sigur au coexistat toate, în epocele istorice, probabil că s-au schimbat anumite procente din aceste sisteme. Și întrebarea este, în medicină, oricum, actualmente, senzația este că, poate cu excepția specialității de psihiatrie, e mult mai puțin valorizată intuiția și inteligența emoțională față de cea cognitivă, din păcate. Dar... Așa cum dumneavoastră cunoașteți societățile occidentale, aveți senzația că lucrul acesta se petrece în marea masă a oamenilor? Și dacă ați scrie acum o novelă science fiction, în ce mod considerați că se modifică natura umană în următoarele sute de ani? Da, așa este, cum spuneți. Faptul că sunt apreciați elevii, tinerii, studenții, sunt apreciați după anumite, sau hai să vedem, la elevii de liceu. De atâtea ori m-am întâlnit, fiind și profesor an de zile și, mă rog, meditații am dat și eu vreo 10 ani, nu am decât o casă. În urma acestor 10 ani, straniu, da, asta este, în urma experienței astea directe, să știți că am văzut multe cazuri de o tristețe greu de descris. Tineri care erau calificați drept oile negre ale clasei, slabi, e slab, domne, are note mici, pare că nu înțelege despre ce este vorba, are la matematică note mici, la română și așa mai departe. Și acest elev traversează cu greu liceul, considerat un neață prostu, o loază, și într-o zi acest elev, care n-a făcut decât să joace jocuri pe calculator în liceu, în loc să ducă la școală, video games, ajunge și el la vârsta de 18 ani, 19 ani, trebuie să facă ceva. Bacalaureatul nu și l-a luat. Ce face? Și se duce la o firmă de jocuri, există așa ceva, firme
video games și spune, sunt și eu un om aici, am venit să mă angajez. Da, bine, spune șeful firmei, dar vreau să vă spun, spune tânărul nostru, cu rușine, că n-am bacalaureat. La care ăsta șeful zice, n-ai bacalaureat. N-ai bacalaureat. Bravo, mă, băiatule, nici eu nu l-am! Ce știi să faci? Aveți un calculator? Îl pune la calculator și după un sfert de oră, 20 de minute, îmi spune, ești angajat. Și respectivul elev câștigă, am bătrânit și el între timp, câștigă în clipa de față peste 3.000 de euro pe lună din video games. Da? Și el era ciuca bătăilor, da? Prostul clasei. Despre asta este vorba. Nu există o abordare spectrală, despicată spectral fin a tânărului, adolescentului, prin care să-ți dai seama care este de fapt talentul lui, care este vocația lui, care, după părerea mea, fiecare om are ceva deosebit în el. Problema teribilă este că sunt foarte puțini oamenii și foarte puține metodele la nivel de sistem care să caute acea nișă. Uneori e o nișă. Iată, aici era o nișă. Video games. Video games este o nișă. Deci, trebuie să cauți, să ai răbdare, să nu imediat să-l clasifici pe respectivul copil, care vezi că nu înțelege aia, nu înțelege aia, bă, ești prost. Și cu asta, așa se întâmplă de cele mai multe ori. De câte ori n-am văzut asta, Dumnezeule, că de-aia am și plecat de la facultate, n-am mai predat. Am văzut predicatori în loc de profesori. Vine să proptește în fața studenților, a elevilor, vorbește un ceas acolo, ăștia nici măcar nu sunt atenți la ce vorbește el, că se apucă să scrie pe hârtie. De obicei își recită cursul pe care l-are tipărit, îl recită el acolo și nu admite niciun fel de îndoieli, întrebări din partea studenților. Domnule, dar poate nu e așa, poate că o fi altfel, poate că de ce e așa? Nu. Predicatori. Și asta este lucru cel mai teribil. Aici am avut o controversă cu profesorul meu de analiză matematică, cu Solomon Marcus, lăudată-i fie memoria, în care domnul profesor spunea, domne, important este să conectăm elevii la internet, pentru că ei se alimentează, ajung la un moment dat să-i dea ei lecții profesorului, să-i spună niște chestii pe care le află de pe internet și ăsta vine de obicei cam depășit, după cum s-a văzut în pandemie, da? Că nu știau să dea drumul la on-off la calculator. Acolo s-a văzut, până atunci era ascunsă treaba asta. Și vine elevul și îi spune, păi nu, că se face așa, uite. Da, asta e. E, și stați că acum chiar am obosit. Deci problema nu era de calculator, era de așa, deci nu neapărat. Da, nu neapărat versus. Știți că eu am și o exprimare care nu o să vă placă. Cine vorbește despre faptul că are inteligență emoțională, de obicei nu prea are pilot. Am văzut prea multe cazuri. Dragă, eu am o inteligență emoțională. Da. Avea o inteligență emoțională pentru că habar n-avea în rest nimic și ea avea emoții la examene, leșina și cerea să fie trecută pe bază de inteligență emoțională. Asta este. Deci, nu, dar în fiecare om există, deci, ceva care trebuie găsit. Trebuie să ai răbdare să cauți asta ca să faci meseria de profesor ca lumea. Ah, cu Solomon Marcus. Și domn profesor spunea de internet, să cuplăm elevii la internet. Am fost de acord. Da, domne, foarte bine să fie cuplați la internet. Dar, domn profesor, fără profesori vii care să le vorbească, care să îi învețe pe copii să învețe,
Ăla e profesor adevărat, nu ăla care îți spune de Herodot, cum zicea Băsescu, că auzise și el de ăsta. Nu ăla care spune de Herodot, că Herodot e pe Google. Nu e problemă. Problema este când ai un profesor, cum l-am avut eu pe George Litera, la istoria filmului universal, nu? Și un om care reușea să te vrăjească în așa măsură, așa am ajuns eu critic de film, din pricina unui om, a lui George Litera, da? Care m-a convins să fac asta și am făcut meseria asta ani de zile din pricina unui om. Nu voi renunța niciodată la această idee. Profesorii sunt cheia, nu internetul. Sigur că internetul este, mai ales în acest moment, este, fără de el nu se poate. Dar dacă nu ai un corp profesoral de înalt nivel, de oameni care să fie chiar pregătiți și dispuși să facă meseria asta, nu se poate avansa în nimic în țara asta. Și ce înseamnă să faci asta? Vă spun practic, pentru că asta e teorie. Practic înseamnă așa. Când te apuci cu un elev, da? Hai să iau un exemplu de matematică. Cum poți să faci? Poți face așa. Bă, băiatule, astăzi facem ecuația de gradul 2. Fii atent. La ecuația de gradul 2 are două rădăcini. Ele se află cu formula x1, 2 egal cu minus b plus minus radical din b pătrat minus 4ac supra 2. Ai reținut? Ai înțeles? Da, da. Săracul, dai seama, niciodată nu va spune nu. Spune da. Are și un grafic ecuația asta cu vârful parabolei, coordonatele vârfului parabolei sunt minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Ai reținut? Așa. Așa se desfășoară atât lecțiile de la școală, cât și lecțiile mai grav la meditații, unde se dau bani de către părinți. Cum se face cu adevărat meseria asta? Se face așa. Nu ai voie să-i spui niciodată elevului despre ce e vorba. Tu. Nu ai voie să-i debitezi, nu ai voie să-i servești de-a gata. Trebuie să îl pui în fața unei probleme și după aceea să-l întrebi cum să o facă. Și nu știe. Bine, hai să încercăm așa. Ce vezi aici? Păi e un patrulater, trebuie să demonstrăm la patrulaterul ăsta inscriptibil, trebuie să demonstrăm teorema lui Ptolemeu. Bine. Cum să face? Nu știu, domn profesor. Hai să ne gândim. E un patrulater inscriptibil. Ce se întâmplă de obicei la patrulatere inscriptibile? Nu e bine să cauți niște unghiuri de 90 de grade care sunt unul lângă altul, așa? Cu laturile, de obicei, de acolo începe treaba. Ia vezi, le găsești? Nu. Dar unghiuri egale sunt? Da. Aha. Mai departe. Deci tu trebuie să-l... altceva decât să vii puțin din lateral, din stânga, din dreapta și el trebuie să fie cel care să ajungă să spună a, așa se face, domn profesor. Da, domnule, să mulțesc astea două și iese. În acel moment, rezultatul ăla e al lui. Nu-l mai pierde niciodată. E al lui. Nu mai este o chestie străină pe care i-ai spus-o tu și pe care nu o integrează. Mai mult. Știți ce mai poți să faci? Poți să greșești deliberat. În timp ce îi încerci să-i demonstrezi ceva, să-i spui ceva, greșești deliberat. Și îl faci să vadă greșeala și îl faci să o găsească el. Ce satisfacție uriașă îi creezi când găsești o greșeală făcută de domn profesor. Este extraordinar. E, așa se face. E greu, sigur că e greu. E mai simplu să spui minus b pe 2a minus delta supra 4a. Și asta e valabil nu numai de matematică. E valabil la orice. Deci aici este cheia, stimată doamnă. Cheia este în corpul profesoral de oriunde ar fi el. Câtă vreme oamenii aceștia vor avea calitatea pe care, din păcate, am văzut-o, că am luat contact și cu asta, nu se va putea face nimic. Indivizii ăștia pe care îi vedeți acum în plan public, la televizor, politicieni, miniștri, prim-miniștri, ăștia care și-au dat doctoratul și plagiatul, toți înșiși, toți impostorii ăștia sunt produsul unor profesori de felul pe care vi l-am descris. Nu se poate ieși din acest cerc prin nicio metodă tehnologică.
se poate ieși numai printr-o măsură umană, modificarea calității corpului profesoral. Și asta se poate face dacă există voință politică, dacă există voința de a face un program în direcția asta, de a transforma cursul ăla de râs, de pedagogie, după ce ai făcut, bănuiesc că și la medicină e la fel, da? Ai modulul psihopedagogic. După ce ai făcut meseria respectivă, te duci la ăla care este un fel de temirce și mai nimic. Te duci pe acolo, te prezinți de câteva ori, îți dă patalamaua și cu asta basta. Nu! Ăla ar trebui să fie o chestiune fundamentală făcută ca lumea să acolo să se pregătească, să aibă pregătire pedagogică profesorul, să învețe acolo cum să învețe pe alții, cum să interacționeze cu copiii. Habar n-au și nici nu interesează. Există și mai grav inși care nu pot fi clintiți și e foarte greu să le spui ceva, care sunt foarte buni în meseria lor practică. Sunt buni, sunt chirurgi foarte buni, sunt medici foarte buni, ingineri foarte buni. Dacă îl pui să explice cuiva ceva, e jale. E jale, n-are nicio legătură. Și omul ăla e profesor, deși el nu are, în ce privește meseria de profesor în sine, nicio pregătire. Nicio pregătire. Astea sunt problemele. De aceea se ratează atâția copii. Pentru că cineva n-a avut răbdarea să-l asculte pe copilul ăla până la capăt, chiar dacă copilul ăla se bâlbâie, chiar dacă nu se înțelege ce spune. Tu trebuie să ai răbdarea să încerci să stabilești o comunicare cu el. Și asta este deja numai rațiune, ce spun acum, este credință. Am și eu credințe, nu sunt numai raționalist până la demență. Eu cred că, în ultimă instanță, în fiecare există un grăunte, dacă vreți dumneavoastră, îi pot spune așa, există un grăunte de Dumnezeu. Mulțumesc. Noi vă mulțumim pentru frumoasele momente pe care le-ați creat în această după-amiază. Aș vrea să vă dăruim această plachetă din partea noastră, pe care am îndrăznit să scriem așa. Domnului Cristian Tudor Popescu, reputat jurnalist și scriitor, observator lucid și intransigent al realităților românești, cu ocazia conferinței susținute la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, la 143 de ani de excelență în educația medicală. Vă mulțumim foarte mult! Asta o să mă ajute să nu uit ziua de astăzi, atunci când nu o să mă mai ajute organul ăla de care v-am vorbit.